Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. O seară specială, îl avem invitat pe domnul Alexandru Mironov. Bună seara, domnule ministru, și bine ați venit la noi în emisiune. Domnul ministru, vreau să vorbim în primul rând despre copilul dumneavoastră, această tabără pe care ați înființat-o. Da, în primul rând fac o corectare, nici nu știu dacă corectare. Am descoperit la ani de zile după ce am trecut printr-un guvern că lumea zice domn ministru. Întâi am crezut că e vreo greșeală ceva, că s-a întâmplat la... Nu mai purtam niciun fel de inscripție, n-aveam targetul ăla la... Da. Pe urmă mi-am dat seama în Franța, unde un fost scrimer fusese ministru al, și el, al tineretului și sportului acolo, că obiceiul e la toate țările de gintă latină, ca să spun așa, ai fost ministru, rămâi ministru și am cedat. Uneori îmi cade prost, că de pildă merg cu colegii mei de la revista asta Știință și Tehnică și suntem democratic, ba chiar avem aceeași leafă, toți opt câți lucrăm acolo și lumea când ajungem undeva începe cu domn ministru, dar eu vreau să-i bage în seamă pe aia. Dar mă rog, m-am resemnat, asta e, dacă domn ministru, o să mor domn ministru. Eu cred că se adresează oamenii așa chiar cu dragoste. Da. Mulțumesc. Pentru că sunt, nu cred că există un român care să nu vă cunoască, da, să nu vă aprecieze munca de o viață. Nu, poate că nu, nu, dar mulți din generația noastră au trecut inevitabil prin școala asta pe care am inventat-o, pentru că eu mi-am găsit o meserie specială, o meserie deosebită. Eu sunt radio-teleprofesor. Da, și scriu la revista asta încă de prin 1977, la Știință și Tehnică. Acum, m-ați întrebat de Atlanticron. Atlanticron, dacă îl căutați pe internet, puneți cu Y și K. E o continuare a unei idei și a unei tehnologii speciale pe care am inventat-o la Radio Craiova. Se cheamă Știință și Imaginație. Ia să le amestecăm science fiction-ul, puteri secrete, tot felul de lucruri astea care strânesc imaginația cu știința zdravănă, să vedem, iese ceva. Ce vă spun, am început cu 4 decenii în urmă și se potrivește foarte bine. Ba chiar am surpriza acum ca jurnalist de știință ștampilat, reputat și invitat la toate marile evenimente europene. Am mers prin marile laboratoare, merg în continuu acolo și mi-am dat seama de la un moment dat că oamenii de știință sunt mult mai duși în fantezie decât scriitorii de SF. Și veți asista în următorii 5-10 ani la schimbări ale lumii pe care nici nu le imaginați, nici nu le puteți imagina acum. Acum, la un moment dat în Craiova a făcut să funcționeze, cred că începând cu 1969, un cenaclu SF pe care l-am botezat Henri Coandă din motive oportuniste, oltenesc-oportuniste. Eu sunt basarabean crescut în Oltenia, probabil că combinația asta are oarece eficiență și cum Henri Coandă se întorsese în țară, i-am trimis o scrisorică, noi facem un cenacul la Craiova care se ocupă cu știință și imaginație. Henri Coandă mi-a răspuns. Scrisoarea e păstrată, e undeva într-o arhivă. Din păcate, Henri Coandă n-a trăit decât un an și ceva la noi, n-a apucat să schimbe foarte mult, ar fi putut să schimbe. Cenacul s-a numit Henri Coandă și veneau puștime de liceu, dar veneau la ședințele astea, care sunt cam de genul emisiunii dumneavoastră, câte 800 de copii din Craiova. Puneam împreună cu Marius Ghergu, un pictor local și el pasionat de SF, puneam afișe prin oraș în care erau desenate astronave care decolau, extraterestrii care, veniți la casa tineretului, că joi sau când ne întâlneam noi, veneau, vă spun, stăteau claie peste grămadă, le plăcea. Era perioada în care programul Apollo începuse și de la ambasada americană luam filmele pentru Apollo 11, copiii erau în stare să vină și a 18-a oară să vadă asta. Între copiii care erau acolo, unul, Aurel Cărășel, a terminat liceul, a făcut facultatea de filologie cu notă foarte bună și l-a repartizat statul român la Cernavodă, unde la liceul la care l-a repartizat, el a făcut ce învățase acasă, adică și literatura română, și gramatică, și ortografie cu copiii, dar hai să zburăm spre stele, uite sistemul solar, Proxima Centaurii nu-i departe, copiii mei au mușcat din asta și Aurel, care are și talent pedagogic, e profesor de rasă, se ducea seara acasă de la ore, urmat de mai toată școala care vroia să-i pună întrebări. Asta e pedagogul adevărat. Ce? În puștimea asta s-a stabilizat acolo. Eu, în fiecare lună de-a lungul carierei mele de jurnalist,
dar și de Radio Tele Profesor, am fost la două, trei școli, cel puțin. Bănuiesc că am fost la cel puțin jumate din școlile astea, să mă întâlnesc cu elevii, cu profesorii, cu studenții la universitate și m-au invitat la Aurel Cărășel, la clasa lui, la casa lui, care a căpătat denumirea de, de Cărășei. Pentru că de la un moment dat mergea cu ei prin țară la diverse întâlniri ale cenacurilor științifico-fantastice, stăteau câte 20 de inși într-un compartiment claie peste grămadă, ajungeau undeva, erau culcați tot claie peste grămadă și aveau mințile altfel. Ei m-au invitat pe o insuliță pe Dunăre, hai să facem o tabără. Și am prins o dată 3 zile, asta era în 1989, încă era pe vremea Ceaușescu. Ne-am dus cu corturile acolo, am stat 3 zile, fără lumină electrică, fără nimic, ne-am uitat la stele, au citit povești la un foc de tabără pe care l-au făcut acolo și au hotărât, facem tabăra permanentă. Ideea de tabără SF pornise însă mult mai de mult. Prima o făcuseră cernacliștii de la Coasar din Iași, Dan Merișca fusese cu ideea, undeva la Guranda, la partea de nord a țării, într-o pădure de stejar. Asta a fost în 1980, cred că prima tabără. Și tabără de SF la care veneau scriitorii și fanii s-au mutat dintr-un loc în altul și în 1989, cum vă spun, ajunge la pe insulița asta și atunci ne-am spus, uite ce, ne uităm acum la stele și zicem, ne propunem ca până în 2000 să stăm aici. Anul următor era dublu ca număr. Iar s-a dublat ca număr și toată lumea venea în corturi, este și acum, deci are tabăra de care vă vorbesc, școala de vară de care vă vorbesc, este acum la 28-a ediție. De 28 da. De ani. Între timp, da, între timp s-a schimbat lumea, eu am ajuns demnitar la Ministerul Tineretului și Sportului, am încercat să preiau insulița prin hotărâre de guvern, și s-o preia Ministerul Tineretului și s-o lase să fie așa în continuare. Am făcut hotărârea de guvern, mi-a semnat și Florin Georgescu, ministrul de finanțe și prim-ministru, și n-am putut să o iau pentru că e atât de mică încât nu e pe hartă. Și dacă nu e pe hartă, militarii au spus, dar n-ai ce să iei. Așa că am luat-o. Eu sunt proprietar de insulă cu doi prieteni care vorbesc timp de 10 zile în fiecare an. De la 1 la 10 august. Cam asta e. Insula e locuită de broaște, de țânțar și de șoareci, de șerpi, de ce-o fi acolo. Ce dimensiune are? Ce suprafață are? Da, așa, vreo 100 de metri pe vreo 80 de metri. E un fel de pădurici acolo. E acoperită prin luna aprilie de ape, care o și spală. Și când noi ne ducem acolo la sfârșitul lui iulie, sunt deja familii care ocupă locurile, sunt proprietarii locului cutare, timp de 10 zile pan. Și al lui cutare și al lui cutare, toată lumea vine în cort, toată lumea stă în costum de baie, este uniforma locului, ca să spun așa. Dar centrala nucleară ne dă lumina electrică pentru că am pile acolo și luminează da. Pe unul dintre cărășii de care vă vorbesc, Aurel Cărășel, l-am ales de la bun început să fie directorul taberei. Sorin Repanovici. Are talent organizatoric. Ba, l-am luat pe lângă mine încetul cu încetul și mărturisesc că de la un moment dat îl pregăteam să fie ministru tineretului. Sorin Repanovici ar fi fost un perfect. Organizează totul impecabil, totul îi merge bine, totul are grijă de toate cele, știe să, are autoritate, are trecere la copii și el este, deci e probabil că e cel mai lung în funcție director din tot ce există în România, că din 1989 și până acum. În ultimii ani, 15-20 de ani, de la SF, tabăra a virat mult mai mult spre știință, astfel încât acolo se țin cursuri de cosmonautică și unor le ține Dumitru Purnariu, se țin cursuri de genomică și proteomică, a venit Jonathan Cowie de la Londra în anul 2000, când s-a bifat că genomul uman, iată, ăsta este, și l-am invitat, îl cunoșteam, e un scriitor, e și scriitor și om de știință britanic, l-am invitat pe insuliță și a fost o întâlnire așa frumoasă în 2000, l-am așteptat la aeroport, l-am dus de la aeroport pe șosea până la Cernavodă, de la Cernavodă spre Hârșova, drumul se făcea tot mai secolul al XIX-lea, ca să spun așa, treceam pe sate, da? Și am ajuns lângă Capidava, care e cetate de Limes, foarte frumoasă, acolo am oprit, a venit o barcă, aveam de pe vremea aia walkie-talkie și telefon și o barcă a venit, ne-a luat
se făcuse între timp noapte, Jonathan Coe s-a uitat cu oarece reluctanță așa la mine unde mă duce asta și când ne-am apropiat de insulă, Sorin Repanovic o aranjase, umpluse de LED-uri și s-a aprins toată. A fost, parcă a luat-o la zbor. Ăla a rămas cu gura căscată, dar m-a întrebat, a doua zi urmea să țină conferința, eu am adus niște hărți ale ADN-ului, descoperit acum. Dar ăștia o să mă înțeleagă? O să știi engleză? Mi-a spus, stai liniștit, toți știu engleză, toată lumea vorbește engleză. A doua zi. Conferințele le țineți în aer liber? Da. De pildă, un curs se ține sub un anume plop, sub tufișurile de o altă clasă, să fiecare cum își găsește locul, iar cenaclul SF, de pildă, se ține la păturică, se cheamă. Uneori păturica e pe o saltea din pneumatică pe apă și toată lumea e în apă și cu cărțile acolo discutăm despre, știi, viitor la... Asta e deosebit de interesant. Mă rog, Jonathan, ca să termin povestea, a instalat pe plop două hărți lungi cu ADN-ul, așa, înalte, de vreo 10 metri, le-am agățat în copac. Și puștii mea a venit curioasă toată. Toată lumea știa englezește, toată lumea știa genetică. A rămas asta cu gura căscată. Ce locuri speciale sunt pe pământ. Asta vroiam și să-i arăt și, într-adevăr, e un loc special. Ne oprim la 400-450 maxim de componenți, pentru că, sincer să fiu, mi-e teamă că se scufundă în Dunăre, că sunt prea mulți, așa de mică insula. Și denumirea insulei e una specială. Copii au ales-o. Da, copii, întâi și-au spus la cenaclu Atlanticron, copii înseamnă colegii lui Sorin Repanovic, care organizează impecabil și acum totul, care e și cu colegii lui și duce mai departe. Vedeți, aici e ceva special, se cheamă asociativitate. Uh-huh. Acolo există, și toată lumea asta care se duce e mușcată de morbul ăsta al prieteniei, al hai să fim acolo. În timp au venit personalități, nu vă spun, din America, David Anderson, care e specialist în fizica timpului și a ținut cursul de fizică einsteiniană sub un copac. Uh-huh. Sub un copac în care au fost câțiva ani la rând, cum a venit David Anderson, au fost 20-30 de puști care luau notițe, care, stai să te crucești. Nimeni nu-i striga la catalog, nu punea nimeni note bune, nu punea note rele, fiecare venea la după interesul lui. Se înscriu de la bun început, sunt mai multe ateliere care se propun, inclusiv unul de Feng Shui, că știu că vă place, la un moment dat a fost Feng Shui. A venit o altă americană, Heather Caton, o dulceață de fată, care îi învăța cum să construiască plase de prins visurile rele. Uh-huh. Fetițele imediat au venit toate și s-au construit plase de prins visurile rele. În alt an a venit cu ideea, hai să facem o cabină telefonică de convorbiri cu viitorul. Uh-huh. Tot ce le trezește prin minte. Totul e posibil pe insula Inelul de Piatră. Da. La un moment dat poate să vină niște drone care trec pe acolo, dar dronele care trec pe acolo se ridică, filmează și pe ecranul mare din amfiteatrul mare înseamnă borda de niște sălci pe acolo, da? Dar e un ecran mare și, cum vă spun, totul e high-tech, apare tot ce arată cei de acolo. Mai mult, o Federație Română de Radioamatorism. Radioamatorii sunt o categorie specială pe care vă rog să o iubiți că merită. Ei transmit la Y cu tare, cu tare, uh-huh, și vorbesc între ei și sunt fericiți când se întâlnesc cu unul din Canada, cu unul din Australia, cu ăștia de la România. E, federația asta și instalează în fiecare an o stație chiar la intrare pe dreapta lângă Gazeta de Copac. Gazeta de Copac este gazeta de perete în care se notează unul la alta și sunt înscris, anunțați unii și alții. Și tot ce e nevoie, prin stația asta se vorbește. De pildă, o convorbire cu stația spațială internațională. Știți că noi avem acum, uh-huh, că noi când nu stăm de vorbă, 6 cetățeni ai Pământului sunt într-o cutie de conserve care e la 400 de km înălțime și se împărte în jurul Pământului. Ni se pare normal. Uh-huh. Ni se pare normal asta. E cumva în firescul viitorului, care inevitabil vine, și i-am anunțat că vrem să stăm de vorbă cu ei și au stat de vorbă cu noi. Ce ori fi crezut cei de acolo că stau de vorbă cu guvernul României? Niște puști în pielea goală care stăteau de vorbă cu ei. Iar în momentele speciale, de pildă acum 2 ani, sonda Rosetta, după ce s-a plimbat prin sistemul solar conform unui program pus bine la punct, a plecat de pe Pământ,
a dat un ocol lui Venus, a căpătat viteză, dându-i ocol din atracția gravitațională. Venus a împușcat-o spre Jupiter-Saturn, a fotografiat și ne-a trimis imagini cu sateliții planetelor răstora și când a ajuns la capătul traseului, ca să zic așa, spre exteriorul sistemului solar, s-a întors și s-a pregătit, ca să vă dați seama, matematica cerurilor este de o exactitate și o poezie fantastică, teribilă. A plecat să se întâlnească cu o cometă care urma să vină peste câțiva ani, să plece de la locul unde sunt cometele. Cometele sunt în ceea ce se numește norul lui Oort, dincolo de fruntarele sistemului solar, și cometa asta se cheamă Churyumov-Gerasimenko. A avansat și sonda Rosetta s-a dus înainte ei, nu după ea, s-a dus înainte ei și s-au întâlnit unde trebuie. S-au întâlnit. Când se întâlnesc două obiecte în cosmos, Newton are totdeauna dreptate. Newton zice așa, forța dintre două obiecte din cosmos este așa, se poate calcula ușor, e o constantă mulțit cu masa ăstuia, cu masa ăstuia și cu pătratul distanței dintre ele. În urmare, Rosetta a venit aici, s-a apropiat de cometă, i-a dat ocol cometei, i-a devenit satelit. Așa se întâmplă în spațiul cosmic. Dacă eu sunt astronaut, Dumitru Purnaru de pildă, am un telefon în mână, îl scap, telefonul începe să împărte în jurul meu și în jurul stației. Și sonda s-a rotit acolo, a scuipat un mic vehicul pe cometă. Vehiculul trebuia să-și înfigă o gheară. Aici au greșit mecanicii, s-a dat de-a berbeleacu, dar a apucat să transmite spre casă. Și ce nostim, vehiculul a transmis sondei care urma continua să învârtă și asta a twitterizat spre casă. Vorbea limba Twitter, cum vorbește Donald Trump. Și anunța, am ajuns la locul de unde m-ați trimis, fac bine, în cuvinte puțin așa. Și mă rog, am aflat despre cometă atunci că are substanțe organice pe ea. La un moment dat, cometa a dat ocol Soarelui și când dă ocol Soarelui, atunci se încălzește, se mai topește gheața din ea, a mai avut energie și a mai twitterizat spre casă, apoi a dat ocolul și a plecat undeva, unde pleacă cometele, peste câteva sute de ani se va întoarce, cu tot cu Rosetta, care între timp a căzut pe cometă. E bine, vă spun povestea asta care e o aventură cosmică, pentru că știam că mi se pare 6 august dimineața, la ora 6, urma să se petreacă în momentul când Rosetta a ajuns pe cometă. Iar noi ne-am aranjat pe internet, că de asta există Sfântul Internet, o discuție în direct cu vicepreședintele Jet Propulsion Laboratory. JPL, asta e cea mai mare instituție, uzină de construit vehicule din astea stranii, și le-a spus că noi suntem pe insuliță, că suntem pasionați de... Asta de vreo cu noi. Ne-am strâns toți 400 cât eram acolo, era și Dumitru Purnariu cu noi, și am vorbit cu Navi Prakash, îl cheamă vicepreședinte. Probabil că Prakash a rămas cu convingerea că întreaga România era strâns acolo și a vorbit cu Jet Propulsion Laboratory. Și lucrurile astea se întâmplă mereu. Astea sunt neobișnuite. Dacă o iei pe o anume alee, Hidercaten ne-a adus niște senzori care se aprind din cauza căldurii trupului meu. Deci eu merg încolo pe alee și asta încep să se aprindă și se luminează drumul. Unde am avut cortul anul trecut. Da. Asta. Iar în partea de sud, nu mai știu cine venise cu o altă aparatură solare, celule fotovoltaice, care vin și aparate la sol încep să cânte. Deci asta îți strânge și pe urmă îți cântă. Treci pe acolo și căldura ta, trupului tău, mai adaugă ceva. Adică se întâmplă lucruri pe care copiii le iau normal. Pe insula aceea au venit tineri, generația lui Sorin Repanović de pildă, care s-au căsătorit între ei, au făcut copii și copiii vin și ei acolo. Prin iarbă mișună niște roboți solari pe care îi aduce o echipă din Suceava, echipa lui Dan Milici, Cristi Pârghie, Victor Șutag, ei vin în fiecare an din Suceava, reprezintă și Universitatea Ștefan cel Mare, dar și observatorul astronomic și planetarul pe care l-au acolo, aduc cu ei roboții pe care ne-a trimis NASA ca să-i parcăm la noi. NASA ne-a luat în seamă foarte tare. Și vin roboții aia și se mișcă și copilașilor îi se pare normal să... E o insula viitorului. Sigur că roboții sunt. Toată lumea știe că există roboți. Când ești mic, ți intră mintea așa. E o școală.
Deja sunt înscris vreo 350-360. Uh-huh. Deja începe lupta prietenească pentru spațiu de locuit. Eu sunt aici de 11 ani, nu mă scos tu pe mine, cortul meu îl pun aici. Eu sunt de 12 ani, dar să vezi tu, că așa, și împart. Dar cu toate astea, toată lumea este extrem de familiarizată, da, cu tot ceea ce înseamnă prietenia și toți sunt... Acolo funcționează ceea ce s-ar putea numi un falanster. Uh-huh. Un falanster în care toată lumea se înțelege cu toată lumea, lucrurile se rezolvă la discuție și la tratative. Un cetățean în vârstă de 5 ani e respectat la fel ca și unul de, eu știu, 50 de ani care e șef de catedră la Universitatea Carol Davila, asta e Leon Zăgrean, care ține uh-huh. cursul de neuroștiințe. Dan Farcaș, care înțeleg că e colaborator cu dumneavoastră, vine să-și spună o zenistică a lui, care pentru cei de acolo e cam fumată. E ceva ce am depășit-o, e altă. Noi zicem, știm mai multe, știm altele. Decât am avut și pe domnul Prunaru. Da. Și dacă a fost și Dorin Prunaru, da, deja a pus o ștampilă, că asta se cheamă. Astea lucrurile se întâmplă la Valanserul acolo, sunt foarte interesante. Eu bănuiesc așa că într-un viitor va continua asta. Uh-huh. De la Sorin Repanovici, care repete impecabil ca organizator, fiica lui mică va prelua conducerea, ea e deocamdată în clasa 8-a, no, e, un pic să mai crească și dăm comenzile, o să-i dați Sorin comenzile la asta și ea va continua. Am văzut-o anul trecut, că era extrem de implicată în tot ceea ce însemna organizarea și acolo, atentă, pentru că nu sunt numai ateliere pentru adulți, și sunt și ateliere pentru copii, începând de la pictură pe sticlă, modelaj, toate tipurile de ateliere pentru toate vârstele. Dragile mele, nu te plictisești acolo. N-ai cum cu copiii? Da, 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 îți dai seama, am fost cu toți trei copiii la cort, deci ne-am bucurat întru totul, de, mai ales că organizarea este impecabilă, adică avem dușuri cu apă din Dunăre, avem mâncare oferită într-o formă extrem de civilizată, plus că domnul Mironov a uitat să spună, toată școala asta e gratuită. Lumea vine de plăcere, profesorii vin de plăcere, vin interesați acolo și vin, dacă îi chem, vin. Am crezut că mai există ceva gratuit aici. Bun. Ne propunem, însă când ne alegem dascălii, în afară de faptul că trebuie să fie, știe carte să fie importanți, trebuie să aibă spectacol. Trebuie să aibă fan, să placă copiilor, să fie interesant ce spune, să-i facă să vină pe copii. Da, și copiilor și mici și mari, da, că sunt de la 3 ani până la 80 de ani. Și vin inclusiv oameni din America, vin chiropracticieni. Deci există organizat să poți mânca acolo într-un cadru civilizat? Da, bineînțeles. Este cortul mare unde se mănâncă. Și cine pregătește mâncarea? Celebru Petrișor, dacă ați auzit de Petrișor, care își ține cursul lui de anul ăsta. Cine vrea, orice vrei acolo să poate să fie. Deci orice. Adică eu îmi închipui că în momentul în care o astronaut ar decola de acolo, nu s-ar mira nimeni. E normal că de acolo trebuie să pleci. Sigur că eu am spus o poveste cu asta, dar mergeți să vedeți, mergeți cu trenul până la Cernavodă sau cu mașina, luați-o spre nord, spre Hârșova, când treceți la Capidava, veți vedea că vă aflați în apropiere, pentru că un loc de parcare uriaș, lângă o pompă de apă, în locul ăla veți vedea mașini și decapotabile și de nu știu care. Venite din toată țara. Venite de peste tot și atunci acolo se dă un semnal, vine o barcă să vă ia, vă duce la, vă stabiliți, găsiți un loc sub un copac la umbră. În fiecare an 10 zile sau tot timpul anului se 10 poate merge? Numai 10 zile. Am avut fel de fel de oferte din partea vânătorilor și pescarilor, hai să construim ceva acolo. Și am refuzat totdeauna. Ce bine ați făcut. Pentru că, ia dacă se așează, nu mai pleacă. Pe mine nu mă interesează, nu puște nimeni nimic acolo. Să stea și să împuște planete așa în viitor, altele care. Joaca de școală. Foarte asta, interesant. Pauză de publicitate, revenim. Am revenit după pauza de publicitate. Domnule profesor, continuați. Asta este insulisa Atlanticron. Am încercat să o dilatăm spre restul țării.
Dar ca să poată să reușească undeva, mai trebuie să dăm peste un Sorin Rebanovici, pe care, care să-i pui în spate și care să capete. E unic. Da. Doctorul Radu Dopcu, care sunt prieten și care vine și își ține. Radu Dopcu e o persoană de 1,90 m și ceva, un mare domn rasat, a ieșit acum la pensie și din prea plinul lui vrea tot timpul să dea și la alții. Și când l-am dus pe insulă, i-a plăcut foarte tare și a luat un cort și noaptea, intrarea în cort și dimineața ieșirea din cort, e un spectacol. Când un om 1,90 m trebuie să așeze pe burtă ca să intre, e o minune. Profesor universitar Leon Zăgrande, bine, altceva, a venit cu un cort la care are și antreu. Uh-huh. Adică el e șef de catedră la neuroștiințe, are demnitatea lui. E altfel, intră așa prin... În schimb, fiul lui, care a venit tot de mic acolo, a înțeles că se poate lansa și a pornit cu un joc de piese magnetice și și-a strâns pe ei de vârsta lui, deci sub 9 ani, care imediat au venit cu toții și s-a făcut un atelier ad hoc în care semăna cu Harry Potter și eu îi spun Harry Potter, George și-a făcut datoria acolo. Ei, și profesorul Radu Dob zice, hai să-mi ducem mai departe, duc eu la Avrig unde o cunosc pe o doamnă Mioara Șinca, directoare de școală care o să fie. Mă convinge, eu sunt ușor de convins când e plecat într-o aventură care să-mi schimbe complet agenda, mă duc cu el, ne întâlnim cu doamna Șinca anul trecut, uite, am putea să facem asta, mă rog, facem, doamna avea însă entuziasmul care trebuie, în curtea castelului Samuel von Brückenthal, care e o splendoare, e un paradis acolo, Oltul la doi pași și Munții Făgărași în spate, o minune. Pot copiii să pună corturi acolo, dar erau și niște corturi ale aborigenilor, ca să zic așa, le putem folosi. M-am dus imediat cu Radu Dob la Universitatea Lucian Blaga să tentăm să vină acolo, au zis da. Ne-am dus la Inspectoratul Școlar General, Inspectorul General Micu a zis da și a venit. Dar n-a dat sfară în țară, așa că n-au fost mulți participați. Noi de la Știință și Tehnică ne-am dus cu toții și trebuie să vă spun că am mare respect pentru tinerii mei colegi, fiecare a învățat să-și țină lecția, conferința lui pe albia pe care i-a plăcut. Cătălin Beldea, care e vânător de eclipse, îți face capul mare cu eclipse și cu astronomia care este. Marcu Lieru, istoria științei se potrivește asta. Mai departe, momentele în care încercăm să ne ocupăm de pildă de creier, de științele creierului, e Alex Safta, fiecare e în câte un domeniu. Iar unul dintre noi, Nicolae Adrian, își dă doctoratul în arheologie după ce a terminat facultatea de drept. Dar l-a pălit pasiunea și s-a dus la profesorul Cârciumaru la Universitatea de la Valahia din Târgoviște, își dă doctoratul acolo și sapă într-o groapă la Poiana Cireșului, lângă Neamț, fiindcă asta trebuie să facă un student la istoria veche. Și omul, el, la ora în care vorbim, e cu o spatulă mică și sapă la 3 metri adâncime și face asta de vreo 3 ani. Își va lua doctorat. Ce vreau să spun? Fiecare e bun la ceva. Ne-am ținut lecțiile acolo. Nu mi s-a părut că s-a prins. Anul ăsta însă am fost invitat din nou și cei de acolo, mai ales fostul primar, un om tânăr, Arnold Klinghais îl cheamă, a hotărât să folosească proprietățile pe care le are el și să lărgească și să diferențeze școala și să o facă internațională. A avut un segment religios și cu pictorii pe icoane, la care a venit chiar Mitropolitul Ardealului să deschidă. Apoi eu am ținut cursul meu de viitorologie. Pe urmă, Cătălin Beldea a rămas cu Cătălin Beldea oriunde ar pleca un telescop la el. Cum îl instalează, cum se strânge lumea. Se strânge toată lumea, da. Păi și în Atlanticron, seriile lungi până la 4 dimineața. Și școala a rămas în continuare. Va fi după o săptămână cu ore de limba engleză, limba germană. Se leagă. În plus, ne-am hotărât să dezvoltăm lucrurile și mai tare și cu ajutorul Uniunii Maghiare, care e un fel de partid acolo. Da. Contez pe tânărul Arnold Klinghais și putem dezvolta acolo. Și m-am întâlnit din nou cu Inspectorul General Școlar. Vrem să vă convingem pe voi școala românească
să dați la o parte pereții claselor. Nu se poate dascălul cu creta în fața tablei negre. Gata. A fost secolul al XIX-lea asta, nici măcar al XX. Altfel, alții. Veniți pe insulița asta să vedeți cum se țin lecțiile sub cerul gol și la toată lumea place, la toată lumea place totul asta. Și vrem să încercăm să dezvoltăm mai departe. Atrag atenția că cele mai lungi vacanțe din lume le au copiii români. În timpul vacanței, copilul român se prostește, ca și profesor. Îi se netezește creierul, așa, da? Dacă nu, îl alimentează tot timpul cu ceva. Dacă televiziunile din jur fac, de pildă, ce facem noi acum, sau ce fac ăștia posturile mari de televiziune, încă e bine. Adică mediul ăsta de învățare e constant. Și vă atrag atenția că sabotajul asupra școlii clasice se petrece cu mare succes tocmai din cauza internetului, televiziunilor, radiourilor, care și intră din ce în ce mai mult în normalitate, da? Mai multe în continuare. Internetul e o bază de date, e foarte importantă. E o bază de date, dar contează cine le spune și cum le spune. Dacă îți cântă bine la mandolină, eu știu, cineva și îți face o lecție frumoasă, copiii rămân imediat și se duc acolo. Eu cred că Atlantic Chrono are șanse să învingă școala românească. Metaforic vorbesc despre asta, nimeni nu vrea să învingă pe nimeni, dar să facem dascării să schimbe puțin. Deja sunteți la al 28-lea an în care se perpetuează această școală de vară, da, extraordinară. V-ați gândit vreodată că s-ar putea extrapola și în clasele autentice? Se poate face și asta. La sfârșit de săptămână, copiii din Marea Britanie, de pildă, se urcă în autobuze și pleacă în pădure. În pădure stau în niște hoteluri pentru tineret în paturi suprapuse și văd frunze și văd omizi și văd, și fac lecția de botanică acolo. Pe drum fac lecția de geografie, căci au busola. La sfârșitul mai multor zile, la sfârșitul orelor în Europa, copiii care merg la școală, mănâncă la școală și au ore și după masă și își fac lecțiile la școală. Când termină asta, se duc să apere coastele Marii Britanii. Am văzut cu ochii mei. Deci iau colaj de salvare din Pluto, de fapt, făcut, se urcă în bărci și se plimbă cu barca pe mal, pentru că este o țară insulară și tu trebuie să știi, englezule, că ai de apărat țara asta, că nu o fi să fie. De mici li se vrân de pe vremea Imperiului. Li se vrea asta. Asta trebuie făcut și la noi. O țară care are Dunărea, care ne trece prin curte degeaba. Dunărea ne trece prin curte degeaba. Ar trebui ca toate școlile de la Dunăre să aibă clase speciale pentru Dunăre. Radu Rei, un geniu din Vatra Dorei, mare profesor, care se bate pentru curățenia carpaților, pentru readucerea munților carpați în circuitul economic și în circuitul social, a venit cu manuale și cu programe de desfășurare, dezvoltare perfecte. Hai să repopulăm muntele și îți face demonstrațiile cu tare. Da. Iar a treia, deci marile avere ale românilor sunt Dunărea asta care trece degeaba, munții Carpați și două treimi din teritoriul țării care are cel mai bun cernoziom din lume. Așa că eu mi-am propus ca Lozincă și în Atlantic Cron și în Știință și Tehnică și pe unde merg o strig mare, tare, România Rurală 2050. România Rurală 2050 este nu numai o lozincă, ci e un țel. O țară high-tech, de înaltă tehnologie, în care sunt produsele de foarte curate și de înaltă calitate să fie vândute la preț foarte mare, asta poate să fie viitorul. Nimeni nu mă oprește ca în timpul ăsta să fabric și submarine dacă îmi vine. Știi? Cam politehnici încă bun, nu suficient de măsuri. V-aș pune o întrebare, mă scuzați. România Rurală 2050 va mai fi a românilor? Toate și să nu fie. În condițiile în care eu vă atrag atenția, străinate... Draga Olga, eu vă atrag atenția că toți tătarii veniți de pe vremea invaziilor tătărești din 1600-1700, cât ori fi, sunt români neoși și oameni de treabă. Ața basarabeni trec prutul și au venit în coace și s-au așezat. Atunci... Și noi nu prea am avut problema asta. Problemele astea sunt... Lucrurile astea sunt create ca și probleme de cei care fac politică. Păi, oamenii simpli nu au... Atunci nu e nicio problemă de asta, pentru că... De e vorba de străinii care au venit în ultima perioadă, în ultimii ani, și au cumpărat, da, terenuri. Dar dacă viile din jurul Babadagului, din jurul Tulcei, de pildă, au fost cumpărate de un spaniol. Și un rus. E pe acolo. A fost funcționează. Da, funcționează. Dacă funcționează, care e problema? Vin oamenii, lucrează acolo. Funcționează mai bine decât terenurile care au rămas la România. Ce ne bate în cap cu asta? Lucrează.
o calitate foarte specială, zic eu. Citiți cartea lui Mircea Maliță, asta, scurtă istoria românilor de cumințenia pământului, se numește. Mircea Maliță face o demonstrație de istorie, mintea asta uriașă pe care o are Maliță, spune așa: România n-a putut fi cucerită din diverse motive de reacție la întâmplările cuceritorilor, reacție care a descurajat cuceritorii, care la un moment dat și-au zis așa: mai bine îi punem să plătească, nu ți iei pe cap o belea, că Moldova o belea, mai bine ia să plătească ei tribut la, că altfel cum îi enervezi, cum îți apare un Vlad Țepe și îți apare Mircea cel Bătrân, îți apare la o reacție din asta. În schimb, și mai e ceva, toți cei care au venit aici, cum spunea John Bronner într-o carte a lui, dom'le, cumva li s-au topit inimile și s-au așezat aici. Eu știu un sat în Oltenia, la sud de Craiova, se numește Talieni. E un sat popular de urmași italienilor, din care nimeni nu are nici cea mai mică legătură cu subiectul, cu strămoșii lui, care sunt olteni neauși, care au praz, care au zaibări, care au și stau acolo. Și Arnold Klinkhais, de care vorbesc, și sașii care au, câțiva au început să întoarcă, la asta sunt bine așezate acolo, nu-i supără, nu se deranjează cu nimeni. Sunt probleme țiganii care acum sunt lor. Deci, până la urmă, au ajuns prin America, da, așa că... Aerul din zona asta... Aerul de la felul... Ca țară de mărime mijlocie mică, nu suntem decât a cincea, că nu are de populație în Europa, nu poți să scoți tunurile în față, nu poți să ataci Rusia cu tancurile, că nu poți să ataci Rusia cu tancurile. Doar da, da. În schimb, poți să te descurci în așa fel încât să le vinzi vinul. Nu prea le place lor, lor de trebuie să le dai vodcă, să le dai ceva tare. Dar asta... Găsești altceva. A pătruns vinul nostru pe piețele americane și este foarte bine apreciat. Da. An de zile am avut embargo pe zona asta și uite acum când au pătruns... Am fost al 8-lea producător de vin din lume și suntem pe locul 11 acum, pentru că ce n-am avut niciodată? Și asta a simțit Ștefan cel Mare, negustori. Ștefan cel Mare a adus evrei și armeni, i-a pus de-a lungul circuitului, făcea contrabandă ca și Mihai Viteazul mai târziu în țara românească, ca să vândă vite spre nord, n-avea voie contractul cu Imperiul Otoman, decât spre turci să dai, descurca și ducea acolo și inventase o tehnologie comerciale care țineau și care ar fi ținut. Și, din păcate, noi i-am pierdut pe sași, i-am pierdut pe evrei, care nu erau altfel. Eu, de pildă, sunt foarte prieten cu jurnalistul de știință Andrei Banc, care e profund român, profund bucureștean. Copiii lui sunt în Canada, dar pentru că profesia lui este de jurnalist de știință, el e mai de folos aici. Ne ajută la revistă, ajută și Radio România, ajută la... Păi, e chiar patriot, așa. Ar putea să plece, e ușor, dar nu se duce și mulți alții la fel ca el. Să știți că mulți evrei sunt cu suflet românesc. Sigur. Noi am avut aici o perioadă foarte lungă pe rabinul Kaufman. Trebuie să știți. Probabil este că da. Istoric, jurnalist... dacă îl întrebi ce este, spune în primul rând sunt moldovean. Da. Pentru că acolo m-am născut, acolo am rădăcinile și sunt evreu. Și îl întreb acum, a stat la Londra și l-am întrebat unde vă simțiți cel mai... Zice, când sunt la pământ, mă duc la mine acasă, că a rămas casa părintească și mă simt bine și mă încarc. Deci, până la urmă, pământul ăsta și aerul de aici... Pământul, aerul... Asta e o țară cu mari capacități. E o țară în care se construiește cel mai puternic laser din lume. La 15 km de București. Cel mai puternic laser din lume, acest Extreme Light Infrastructure, va însemna, cum spune Nicolae Zamfir, Academician Zamfir, 2000 de oameni care vor veni să lucreze aici, care vor veni în timp să lucreze aici, fiecare cu programul lui, cu proiectul lui. Vor veni să folosească laserul ca să cerceteze lucrurile noi care trebuie să vină. Ce lucruri noi? Nu știm. Nu știm. E complet necunoscut. Vin. Proiectul este cel de pe vremea lui Ceaușescu. Proiectul? Nu. De pe vremea lui Ceaușescu. Ceaușescu a întărit ceea ce pornise Gheorghe Udeș. Deci Institutul de Fizică Atomică, orășelul fizicei, se datorează unui mare român, Horea Hulubei, care n-a vrut să fie profesor în Franța,
și s-a întors aici la București și Ghițe Dej, deși electrician, avea respect pentru mai mari deștepți ai țării. L-a ascultat când a spus ăsta, hai să facem un oraș al fizicii, a întrebat de ce, a explicat asta de ce trebuie, s-a făcut orașul fizicii, apoi cu ajutorul lui Ion Ursu, care a fost ministrul științei, tot fizician de mare calibru și care era laserist, primul curs de laser din lume, l-am ținut în mână, e scris de Ion Ursu și Prohorov, nu mai știu cum îl cheamă, uite ceva așa, care are 10 kg, mare, așa. Și Ion Ursu a continuat tradiția. Laserul, la noi, făcuse un domn Gârbiceanu, băiatul scriitorului, era mare fizician și făcuse al patrulea laser din lume, așa că tradiția era. Deci, în momentul în care Uniunea Europeană căuta un francez un loc în care să dezvolte o idee a lui, o idee care o să-i aducă premiul Nobel, se numește Gerard Mourou, francezul ăsta, și va fi printre marii prieteni ai României în istorie, va fi socotit. Mourou îi știa pe ăștia de la Măgurele că-s buni. Și a zis, la voi poate se poate. A avut putere la Uniunea Europeană și unul dintre cele mai mari 16 proiecte ale Uniunii Europene pe decenii următoare se face la București. S-a nimerit că Nicolae Zamfir este un excelent manager la și fizician, s-a nimerit că multă lume știe fizică bună, pornind de la Horia Hulubei, și că nici Ceaușescu n-a încurcat prea tare, iar imediat după aceea au avut putere să convingă și pe Ion Iliescu și pe alții ca să aventura să ducă mai departe. Ce se va obține de aici? În primul rând, cercetare, aici nu știi niciodată ce va fi mâine, da? În al doilea rând, spune Nicolae Zamfir, 2 premii Nobel. În următorii 10 ani, eu vă garantez că 2 premii Nobel se vor obține din ceea ce vor face razele astea laser. O rază laser este mai fierbinte decât soarele timp de o femtosecundă, adică o miliardime de secundă. Timp în care nu poate să facă să ardă în jur, așa cum... Dar astea poate să facă. Și va excita fel de fel de obiecte, ținte care vor fi puse în față, se va strânge multă lume, s-au întors români tineri deștepți din altă parte să lucreze aici, împreună cu chinezi, vietnamezi, americani, tot ce e, asta e o mare lucrare. Da? Dacă vom fi suficient de deștepți, și asta e ideea lui profesor Adrian Curaș, ca în jurul laserului de la Măgurele să construim o zonă de lucruri foarte deștepte, de întreprinderi geniale, de unul care are o idee să facă niște cabluri când numai el știe să facă. Altul care să zică, eu îți fac un cristal de care e nevoie la 5 aparate din lumea asta, dar îl vindem la un preț în care, fiindcă eu știu să fac cristal. Am găsit un român din asta, n-am facultatea la Iași, lucrează acum în Italia și a venit cu o problemă asta. Hai să facem o fabrică de cristale din care, cum să spun, e nevoie de 5 cristale pe an. Dar dacă e 1 milion pe fiecare cristal. Că e deștept, nu, cu asta contează. Și o mulțime de lucruri în jurul lui laserului, se va numi Valea Laserilor, Laser Valley, inclusiv agricultura poate să fie foarte deșteaptă și să vândă nu știu ce. Iată una dintre idei care poate să prindă, care are nevoie de un manager, așa cum Eli, asta Eli, îl are pe Nicu Zamfir, așa ar trebui toată zona asta să aibă un manager de mare greutate și foarte dibaci, pe care eu îl și văd, Ion Țiriac. Dacă lui Ion Țiriac i se propune un contract din asta... Asta vreau să vă întreb, dacă i s-a propus. Da, privat, cum se cheamă, și privat și de stat. Antreprenorial. Da, el știe cum să o facă. El poate cum să o facă. Ăsta are. A învățat de mic prin cât a trecut el și ca sportiv și ca... Dar e o mare bătaie de cap. Laser Valley. Și nu știu dacă domnul el Țiriac... El nu se aibă treabă cu laserul. El nu se aibă cu laserul. Și cu toată zona asta, știi, să vândă locurile, să-i pumpere, să-i dă... Țiriac n-ar mai avea nevoie să îmbogățească. Nu-i mai trebuie. El, unul care are 1 miliard la asta și el ar putea să fie antreprenorul pentru asta. El a și declarat într-o emisiune odată, dacă îmi dați mie pe mână rețeaua de autostrăzi, în 2-3 ani vă fac pe toată. Și vă costă mai ieftin decât orice. Și asta o face. Dacă o sunt o groază de alții domni care vor să câștige. Da. E adevărat. Nu reușim să mergem înainte. E adevărat. Asta este. Pentru că tot am ajuns la zona asta, cum se poate dezvolta România, cum vedeți lumea
mâine, poimâine, peste 10 ani, peste 20 de ani. Hai să vă dau un exemplu despre cum se vede lumea folosind tot niște fizicieni. Un mare fizician este Marius Peculea. A fost secretarul Academiei Române. E specialist în apă grea. Apa grea este un produs de care e strictă nevoie la Cernavodă și în toate centralele nucleare. Într-o emisiune, domnia sa mi-a spus o poveste absolut splendidă. Nu știu de ce, când eram puști, eram asistent la Cluj, la facultate, dar la laborator lucram, mi-a venit ideea că hai că apa grea trebuie să fac, să mă ocup de una altă. Și mă pasiona, început să mă pasioneze. La un moment dat, avem o vizită neașteptată, se deschide ușa în laborator și intră un monument, intră o legendă, intră însuși Horea Hulubei. N-a mai respirat nimeni când Horea Hulubei era ceva, cineva gigantic, așa, pentru fizica românească. Horea Hulubei a venit direct la mine și m-a întrebat, băiete, am auzit că tu te ocupi de apă grea. Eu am înlemnit, mă gândeam ce-ai făcut greșit. Și l-a luat la întrebări Horea Hulubei pe tânărul Marius Peculea, a aflat că l-a văzut că știe carte și a zis, bine, să știi că am să te trimit la niște congrese. Și a plecat de acolo. I-a venit invitația și s-a dus la un congres la Dubna, în Uniunea Sovietică. După aceea, la un alt congres, undeva în Ceoslovacia, pe teme de apă grea. Și după cea de-a doua deplasare, când am coborât din avion, mă aștepta o mașină cu niște tovarăși. Pe vremea aia, când te aștepta o mașină cu niște tovarăși, te lua groaza, da? Nu era de bine. Doar și director am venit să vă luăm. Aoleu! Pe culea ziceam, încremenit, ce director? Care director? Păi da, sunteți directorul Institutului de Apă Grea. Unde e institutul ăsta? La Râmnicu Vâlcea. Mergem direct la Râmnicu Vâlcea. Bine, dar soția, copiii sunt deja acolo, la asta. Și m-au dus cu mașina direct la Râmnicu Vâlcea, unde m-a așteptat cu covorul roșu chiar primul secretar. Tot așa director, bine ați venit, s-a hotărât ca la noi să construiască asta. Ăsta, sigur că de-abia îndrăznea să vorbească ce se întâmplase lui în ziua aia. Hai să vă arăt locul. Și îl duce și arată un lan de porumb. Acolo urmea să se întâmple, s-a întâmplat și asta s-a întâmplat, acum este Institutul de Criogenie, pe care îl conduce Dan Ștefănescu. Excelent institut. Deci când aud că România nu știe să facă, e o prostie, credeți-mă. Multe lucruri se fac foarte bine aici. Și Peculea a rămas și a fost directorul Institutului de Apă Grea, numai institutul, adică s-au pus la cale planurile cum se va întâmpla, dar apoi la Halânga, lângă Turnul Severin, s-a construit fabrica de apă grea, care fabrica de apă grea este la baza centralei de la Cernavodă. Deci vă dau exemplu ăsta. Pentru că în urmă cu 75 de ani, un român pe nume Horea Hulubei și-a făcut socoteala că într-o zi țara lui poate să intre în clubul atomic. 41 de țări sunt în energetica nucleară și Horea Hulubei, asta era imediat după explozia de la Hiroshima și Nagasaki, a calculat că asta se poate întâmpla, știa că Ghiță deja îl ascultă și a găsit băieții cu care să lucreze și a găsit puștimea și noi avem acum două reactoare și s-ar putea să mai avem încă două reactoare și ne acoperim mai mult de 20% din nevoile de energie și s-a făcut facultate care a dat oameni de mare pricepere și sper eu că se va continua. Așa se calculează. O țară se duce undeva în viitor, mișcând niște pioni acum, pentru ca peste 50 de ani, peste 100 de ani, România rurală 2050 să fie adevărat. Dar mai avem oameni care să gândească în spiritul România rurală 2050? La CERN, la Geneva, Centrul European de Research, de Cercetare Nucleară, lucrează între 102 și 110. Fiindcă nu stă nimeni, sau puțin stau acolo. Ei se duc, își lucrează, își fac lucrarea lor și apoi se întorc la Măgurele, unde au treabă. Mulți, Călin Alexa, de pildă, care e un fizician de rasă, e extraordinar, e un fel de șef, de ofițer șef peste românii care se duc acolo. Fiecare are câte o treabă undeva. La Geneva, acolo, există acum un Large Hadron Collider, se cheamă. Uite așa, o elipsă, care e 27 de kilometri, două turnuri de protoni, împușcă protoni, unii aici așa, unii așa, niște magneți supraconductori care trebuie ținuți cu picioarele, ca să zic așa, cu fundația în azot lichid.
învârt, fac ca protonii ăștia să se învârtă tot mai repede, se învârt, până ating, se apropie de viteza luminii, se ciocnesc și când se ciocnesc, schijele astea sunt filmate, fotografiate de 4 senzori uriași. Eu am fost și am făcut un reportaj pe fundul gropii, când nu împușcau astea, erau la reparație, și am văzut cei 4 senzori, care sunt mari cât o fabrică, așa, 5 etaje. Unul dintre ele, Alice, îl cheamă pe un senzor, are un nume din asta, Alice, e 60% făcut de Mihai Petrovici, de la nostru, de la Măgurel. Și acolo lucrează mulți români. Sunt peste 100 de români și i-am luat un interviu lui fostului director Rolf Hoyer, care mi-a spus, românii sunt într-o formă grozavă. Au idei de mare curaj. Deci cel puțin în fizică stă mult mai bine decât stau fotbaliștii în campionatul de fotbal al lumii. Pauză de publicitate, revenim. Am revenit. Georgia, da. Între pe tine. Ai fost în acea tabără acolo... În Atlantic Run, da. Da, da. Ați făcut cursul de Feng Shui sau ce ați făcut? N-am făcut cursul de Feng Shui pentru că eu am vrut să mă bucur exclusiv de tot ceea ce însemna activitățile școlii de vară de la Atlantic Run. Și pur și simplu nu știi încotro să te duci mai repede, dacă să mergi la cursurile de pictură sau să mergi la cursurile de dezvoltare sau să mergi la cursurile de matematică aplicată sau sunt atât de multe opțiuni către care te poți îndrepta, încât am spus că ok, abia de anul acesta poate voi face și cursul de Feng Shui. Tocmai vorbeam cu domnul Mironov pe drum despre lucrul ăsta. Să-ți tu cursul? Da. Nu, m-am gândit că te-ai întâlnit acolo cu colegi de-ai tăi, că ați făcut schimb de experiență, de date, de ce studiați voi. M-am întâlnit și cu prieteni. Am înțeles. Vroiam să te întreb din punct de vedere al ceea ce studiezi tu, al Feng Shui-ului și al zonei acesteia pe care o studiezi. Crepusculară. Cum vezi? Feng Shui este și el tot o știință. Așa nu, că... Cum vezi perioada următoare? Că vroiam să atingem un pic partea asta. Perioada următoare este o perioadă foarte bună. O perioadă... Tu oricum ești o tipă pozitivă și vezi cât un pic de bine în toate. Așa este și poate din punctul ăsta de vedere sunt binecuvântată să pot să le inspir încrederea și tuturor celor care intră în contact cu mine. Pentru că, așa cum spunea și domnul Mironov, există speranță. Și fără speranță, poate că am fi praf de stele dinainte să ne naștem. Dar speranța asta este și argumentată. Argumentată, în primul rând, prin energia pe care o simțim de jur împrejurul nostru. În al doilea rând, prin simțirile pe care oamenii le au din ce în ce mai mult, pentru că știm foarte bine că ne îndreptăm către o zonă de transformare, o zonă în care marea majoritate a oamenilor simt să dăruiască și dăruirea aceasta vine din prea plinul sau prea puținul pe care l-am moștenit într-o anumită măsură, dar important este că dăruim. Și după ce reușim să dăruim, ni se întoarce asupra noastră acel pic de iubire care reușește să ne transforme viața întru totul. Și nu știm de unde lucrurile se întâmplă bine pentru noi, dar iată că toate aceste lucruri sunt scrise în stele. Nu-i așa, domnul Mironov? Nu știu dacă sunt scrise în stele. Poate că, eu știu, Universul are... Nu are un plan al lui, nu e bine spus. Universul se desfășoară conform legilor fizicii. Să și spune, noi trăim într-un univers care are genom, genom înseamnă ADN-ul pe care îl avem în noi și tot ce e viu are genom, dar care repete legile fizice, cele pe care le descoperim încetul cu încetul, ele există și tot universul funcționează cu asta. De la Big Bang-ul inițial până la cei 13,84 de miliarde de ani până acum, universul s-a tot transformat. După primii 300.000 de ani, pe care nu îi cunoaștem, pentru că nu a apărut lumina și fotonii nu aveau cum să fie citiți, pentru că nu erau. Apoi, cele 4 forțe care există, electromagnetism, gravitație, forța tare, slabă din atom, încep să funcționeze
Și după 300.000 de ani se alcătuiesc primele grăunțe de materie, care sunt coarci. Coarcii se așează câte trei și formează protoni. Primul proton care a apărut în univers înseamnă primul atom de hidrogen, după ce a căpătat și un electron. Deci s-a echilibrat. Și din fuziunea nucleară de la hidrogen s-a ajuns la heliu, apoi la litiu, apoi s-a completat tabloul Mendeleev, care e același peste tot. La un moment dat, din motive care țin de tot de evoluție, a apărut un foarte promițător carbon 12, un izotop al carbonului. Carbonul e un atom cu posibilitate de empatie teribilă, se potrivesc cu George, așa. Din carbon se naște empatia și carbonul, dovedind o formă specială în formă de bumerang, spunea Fred Hoyle, unul din mari fizicieni, deprinde capacitatea de a forma molecule organice. Uh-huh. Păi molecule organice, de aici începe viața care se desfășoară. Eu sunt de părere, de pildă, că viața a apărut în întregul univers cam la același moment de istoria universului. Uh-huh. Și se desfășoară după cum sunt condițiile pe planete. Pe planeta asta mea există apă. Dacă există apă și am furnalul ăsta în mijlocul planetei care îmi dă căldură și mai am și atmosfera construită de primele plante, primele animale, viața poate să apară. Și a apărut. Și iată-ne pe noi. În alte planete, în altă parte. Va fi altfel. Iar alte universuri poate au alte legi care nu sunt ca noastră. Dar există o rigoare în ceea ce se întâmplă. Și rigoarea asta ține de legile fizice. Absolut. Doar că rigoarea asta în momentul de față devine din ce în ce mai drastică. Adică din ce în ce mai mult simțim că timpul se scurtează. Nu, înțelegem noi mai mult. Înțelegem atât, mai mult. Da, ideea este exact despre ce vorbeai. Din ce în ce mai des auzim despre comprimarea timpului, despre rezonanța Schumann, despre inversarea polilor magnetici, despre trecerea într-o altă dimensiune. Pentru că sunteți aici, nu putem să... ratăm să nu vorbim exact despre asta. Să spuneți câteva cuvinte. Și le luăm pe rând. Mult mai multe nu știm decât știm, da? Acceptăm asta, da? Corect. Tot timpul când descoperim ceva, ne mirăm că s-a ajuns aici și încercăm să dăm pagina următoare. Eu, de pildă, citisem despre black holes, despre felul că, despre universul care își îndepărtează elementele una de alta, deci că e universul în mișcare și totuși mecanica invariativă a lui Unicescu era încă documentul de bază. Ce vă spun, era în anii sfârșitul anilor 70. Când i-am luat un interviu domnului Unicescu, am fost foarte onorat de asta. N-am avut curaj să-i spun de black holes. N-am avut curaj să-i spun că universul e în expansiune. Am tăcut mâlc și am luat interviu, că altfel nu mai aveam discuția cu dânsul. După care s-a schimbat imediat. Cosmogonia s-a schimbat în... Și România s-a amestecat în asta și au intrat în teoriile și le-au înțeles. Deci aflăm mereu lucruri noi. Ne rămân tot timpul lucruri neștiute. Ne rămân lucruri care cel mai ușor este să le cataloghez la emister curat. Aici se întâmplă ceva. Trec în alt univers. Poate trec, dar dacă nu trec. De unde știu că trec? De unde știu că nu trec? Legile fizice îmi spun că nu. Eu sunt profesor de matematică și sunt obligat de lecția de fizică să spun nu, asta nu există. Dacă însă cineva are imaginație și spune telepatia există, nu pot să-l contrazic direct în față. Și să vă dau un exemplu. Eu sunt convins că telepatia există. Chiar există. Și uitați-vă cum. Acesta este un aparat construit în urmă cu vreo 30 de ani, nu mai mult, 35 de ani, are înăuntru o mulțime de mecanică de piese apărute în urma mecanicii cuantice, despre care trebuie să spun că nimeni nu știe ce e. Ecuațiile diferențiale pe care le pun specialiștii, Richard Feynman, de pildă, arată cum sunt lucrurile. Bunul meu simț nu mă lasă să accept ideea că un obiect fizic se află în două locuri în același timp. Nu se poate, nu? Bunul meu, simt să nu mă las. Dar în mecanica cuantică se întâmplă asta. Aparatul ăsta, după ideile astea teribile pe care le-a
le-au discutat Einstein. Einstein e cel care prima dată a observat și n-a crezut în asta. Nu, e o prostie. Nu, aici e probabilistică. Dumnezeu nu joacă zaruri, a zis Einstein. Iar Niels Bohr de la Copenhaga, am fost în laboratorul de la Copenhaga, unde a fost Niels Bohr, i-a trimis o scrisoare care a rămas celebră. Albert, nu-l învăța tu pe Dumnezeu ce trebuie să facă. Nu a răspuns. Mecanica cuantică există, 40% din industria high-tech a lumii este cu mecanică cuantică, iar aparatul ăsta are așa. Am un prieten care îmi dă telefon din Sao Paulo în fiecare 1 ianuarie la 3 noaptea. Alexandru Mironov, te sun de anul trecut. Planeta nu s-a răsucit la el și intenționat face asta. El are un asemenea aparat la îndemână. Corzile lui vocale îi transmit gândul care e preluat de circuitul oscilant de aici. Antena o transmite sateliți, cabluri submarine, nu știu cum, ajunge aici în România, eu o prind de la satelit, de la cabluri submarine, subcontinentale, cum vreți, antena mea prinde circuitul oscilant și o vibrație, în aceeași secundă gândul lui a intrat în creierul meu. Uh-huh. Păi asta nu-i telepatie. Asta e telepatie. Doar că e între mine și ăla. Nu? Acest aparat schimbă lumea într-o măsură în care nici nu vrem să gândim. Vă dați seama că acum, eu am văzut în Kenya și în Tanzania, din Masai, luptător Masai cu sulița în mână, dar era de o beretă cu sulița în mână și cu telefonul mobil în mână, în mână, e peste tot. E peste tot. Putem Facebook-a, folosindu-l pe ăsta cu oricine, oriunde, toată mintea lumii se schimbă. Nu ne dăm seama, dar toată mintea lumii dintr-o dată se așează într-o comunitate de minți. Deci asta se întâmplă. Asta nu că-mi vine mie ideea asta. Foarte ușor să comunici cu oricine de peste tot. Pe de altă parte ne-au creat o dependență. Da. Nepoțelul meu de clasa a șasea, în fața 2-3 colegi, lansează și explică Big Bang-ul. A văzut că mă uit la el cu gura căscată, că nu știam așa deștept, și îmi zice, mândru el, dar zice, nu te mai mira așa, pentru mine școala e 25%, restul e tata internet și mama Wikipedia. Vă dați seama cum se schimbe lumea, dar asta de clasa așa s-a hotărât el că de acolo și ia el școala. Da. Și toate elementele astea acționează asupra cel mai puternic aparat pe care l-a construit Universul până acum și asta e creierul omenesc. Acționează asupra noastră. Ne obligă să fim împreună, ne obligă să gândim la... Vă dați seama că nu-i departe momentul în care toate obiectele Pământului, tehnologia se numește Internet of Things, Internetul lucrurilor, toate vor avea un chip. Ăsta e un chip care îți spune în orice moment cine l-a făcut, de unde vine, haina dumneavoastră, revista asta, toate sunt legate între ele, toate, frigiderele și așa mai departe. Mai mult, vom fi cipați toți. Vom avea undeva, nu știu cum, probabil pe retină, un dispozitiv care citit va spune despre mine, unde sunt, pe unde am mers. De ce vreau să pun bombe la și, nu știu, le țin la mine sau dimpotrivă sau... Toate astea se vor întâmpla curând. Serviciile de spionaj... Sigur că țin cont de asta, se folosește IT, tehnologiile informaționale se folosesc pentru asta, dar nu ne putem opri. Un om de uriaș... Atunci ducem către celelalte teorii, către faptul că există un guvern care vrea să conducă, să manipuleze. Eu nu m-aș lăsa cipată. Domnul, ați mai văzut guverne care conduc în ultima vreme? Nu, dar... vedeți că e fenomen natural. Păi da, dar atunci ne întoarcem la Atlantic, Ron, da, unde toată lumea merge în costum de baie, unde nu avem nevoie când de control. Când vă duceți cipați, puteți să vă duceți oricum. Da. Așa cum chipul ăla îmi folosește să mă găsească sau eu știu ce Dumnezeu să-mi transmită, pot să-mi transmită orice și să-mi creeze dependențe. Da, către orice. Eu încerc să mă dezvolt pe mine, eu să evoluez. Exact. Nu să fiu dependentă nici de telefon, nici de cartela fericirii, că am avut aici niște oameni de știință veniți din Rusia, care vindeau cartela dragostei, a fericirii, a... Da, acum vreun secol, supreme. Ce dependentă erați de scrisorele pe care le așteptați să vină de la un iubit de departe, nu? E chiar un secol, nu, că nu l-am apucat.
Vorbesc da, așa, jumătate de secol și puțin peste. Vorbesc de o străbunică a dumneavoastră. Da, cum a fi da fost? Și era foarte frumos. Era romantism, era liniște, și acum, era să trăia puțin altfel. De unde știți că circuitul ăsta n-are și el un pic de emoție acolo pe care îl transmit? Văd generația de acum, văd generația de copii care foarte ușor comunică prin intermediul telefoanelor, a tabletelor și dacă îi pui față în față, nu știu să vorbească. Către asta se duce omenirea? Unii da, unii nu. Și aici va fi... Te adaptezi sau eu te când mă gândesc la telepatie, mă gândesc să... La evoluție personală. Exact, și să ajung acolo încât să pot să-i transmit ei fără intermediul unui aparat. Pentru că mintea noastră poate... Să mă dezvolt eu? Bun. Și această Wikipedia și Google și nu știu ce, toate astea le avem în subconștientul colectiv. Bun. La ora actuală, însă, marii profesori de la marile universități ale lumii, profesori care sunt plătiți la sume astronomice și care sunt unicate, s-au democratizat și sunt pe internet. Poți să iei cursul, puteai să iei cursul lui Richard Feynman, de pildă, de care vă spun, să-l urmezi, poți să dau și un examen la el, fiind aici, stând aici, și din unicat l-am transformat în produs pentru toată lumea. Repet, deasupra capetelor noastre este Stația Spațială Internațională. Oricând de la cei de acolo pot să am imagini cu Pământul, cu orice loc de pe Pământ. Vă dați seama să ai imaginea cu Pământul, rotund, planetă, sferică, la asta, la asta. Și toate se întâmplă. Vreți să știți despre Groapa Marianelor multe? Aflați de la cei care au fost în Groapa Marianelor. Toate cunoștințele astea s-au democratizat, s-au întins peste tot, nu? Tocmai asta e bogăția. Că ceea ce încă internet... nu știm să apreciem. Încă absolut. Nu știm să ceea ce internetul ne oferă, putem și noi în interiorul nostru să dăm drumul imaginației și lucrurilor către care ne dorim să tindem. Angela Merkel, care e o tipă extraordinară, e mutăr Europa, așa, mama Europei, sărbătorește în fiecare an căderea zidului Berlinului, nu prin paradă militară, ci invită mari savanți ai lumii la ceea ce se cheamă The Berlin Wall Fall, căderea zidului Berlinului. Fiecare dintre savanții ăștia vine și are voie să vorbească 20 de minute, iar cu zi înainte de întâlnirea asta, la care asistă televiziunile lumii, la care vin ce șefi de state vor să vină, cu o zi înainte sunt 100 de studenți aleși din lumea întreagă care au dreptul la 5 minute. 5 minute vină cu o idee cu care tu răstorni lumea. Și sunt 100 de puști. Iar Angela Merkel stă dimineața până seara la întâlnirile astea. Și îi selectează. Îi selectează, îi vede, îi selectează și altele. Dar vă spun asta pentru că în noiembrie, în fiecare noiembrie asta, de ziua căderii zidului Berlin, am asistat însă, la, acum 3 ani când am fost și eu la asta, la o discuție între Google Library, biblioteca Google, un program care vrea să treacă pe internet toate cărțile Pământului și de partea europeană era domnul Jean Enei, care era directorul Bibliotecii Europene. Amândoi se plângeau că legile îi încurajează pe egoiști, legile de proprietate asupra drepturilor intelectuale. De pildă, noi nu prea putem publica pe Blaga, nu putem publica pe Sadoveanu, că urma și zic, ne dai nouă bani mulți. Și timp de 70 de ani nu poți să o iei la asta. Ce au început să facă cei doi? În primul rând, au filmat toate, fotografiat, scanat, toate documentele vechi, toate palimpsestele, toate cronicile, toate, ele sunt acum, le ai, le poți avea. Până s-a ajuns la epoca în care capitalismul pure dur, așa cum se spune, s-a așezat și te obligă să respecti legile. Există banii. Dar asta va dura o vreme, după care absolut totul e la îndemână. Deci să ai toată biblioteca Pământului, în orice astronavă care pleacă oriunde, cu aipostic, așa, oriunde, aici, în postul, asta se întâmplă. Dumnezeu, să democratizezi cultura în măsura asta uriașă, în halul ăsta totală. Nu e un câștig la asta imens. Da, este. Eu... Fiind femeie, fiind mamă, fiind altfel decât dumneavoastră, trag mai mult spre zona asta pământeană, spre familie, spre o viață normală. Nemonitorizată. Da? Nemonitorizată. Păi, și nu văd lucrurile în acest fel, ca să nu-l văd într-un ideal.
Vă amintiți de scandalul de acum vreo 4-5 ani, că erau spionați germanii de către americani, francezi de către nu mai știu care descoperiseră, și a ajuns până la Obama. Obama este unul dintre personajele cele mai de respect din toată istoria Pământului. Și Obama a dat un răspuns de înțelept. Bun, dacă vreți securitate, trebuie să vă lăsați spionați. Și de ce să ne lăsăm spionați? Avem de ascuns bombe atomice noi aici, ăștia trei? Vrem să dăm drumul la otrăvuri pe străzile Bucureștiului? Nu vrem. Atunci de ce să nu? De ce să nu fie deschis tot? Dacă aparatul ăsta îmi permite... Pentru că avem dreptul la viață privată, nu am nevoie să fie spionată. Dar de ce să fie atât de privată? Păi, nu? Hai să ne gândim la asta. De ce să fie atât? Atunci recunoaștem că avem un Dumnezeu pe pământ dintre muritori. De ce? Ce legătură? Nicio legătură n-are. Păi să-i dăm aceste drepturi totale asupra noastră. Cui? Celui care ne spionează. Păi dar de ce? Că nu e numai unul care ne spionează. Păi, asta să fie deschis pentru toată lumea. Păi nu, dar unul la unul se raportează. Către nu unul acela, de ce numai către el grup? Ajunge, către grupul respectiv ajunge să spună da, asta e periculos sau asta nu. Dar nu știți cum, dar să spun că nu știți cum funcționează asta. Marile centre care adună date, le strâng de peste tot și le transferă mai departe. Pe urmare, asta este o armă cu două tăișuri, domnule profesor, pentru că eu le pot folosi datele alea împotriva ta. Gândesc ideal și spun, domne, mă protejează, de cine mă protejează? Până la urmă. Dar pe de altă parte, chiar și acest card de sănătate, la un moment dat, că acolo sunt toate datele mele și da. Tu vei ști de ce sunt eu bolnav, ce trebuie să-mi vinzi, ce nu trebuie să-mi vinzi. Eu sunt o fabricuță mică de făcut bani pentru tine, că știi ce să produci în funcție de ce boli am eu. Ce... Nu e normal. Eu nu le văd într-un normal. Știți că ați văzut filmul acesta, e un film științifico-fantastic pe ecrane, The Circle, care exact despre subiectul ăsta vorbește, despre faptul că există o societate în viitor în care absolut totul este monitorizat. Când te duci la baie, când te trezești, când te culci, când te întâlnești cu prietenii, absolut exact. tot. Până la un anumit moment dat, când există un personaj feminin care dă exemplu tuturor și le spune uite așa trebuie să ajungem cu toții și la un moment dat ea își dă seama că este manipulată și reușește să spargă conturile celor care au angajat-o și spune, ei, acum pentru că eu am făcut parte din acest program Circle, da? Uite, vă invit și pe voi de față cu toată lumea, cu tot pământul martor, da? Să faceți parte din acest program. Și în momentul ăla spun, am încurcat-o. Da. George, sigur, sunt multe povești de felul ăsta. Avem de ales în ne retrage undeva munci. A, clar. Da? Și subscriu insulei Inelul de Piatră. Da. Bun, avem de ales dacă tehnologiile acestea noi le preluăm în toate, sau ne retragem și sperăm că viața va fi mai bună. Le putem folosi fără să le introducem chiar în familie, în viața de zi cu zi. Nu trebuie neapărat să fiu spionată eu acasă ca să merg mai departe, ca știința să evolueze. Am asistat la undeva trebuie să oprească. O scenă în care o mamă indignată și-a oprit fiica să mai plece nu știu unde, deși îi promisese că da, pentru că avea o cameră la etaj unde era fiica și i-a trimis un SMS ca să ceară voie să ducă. Putea să coboare treptele la, să stea de vreo cu mama, dar nu, a preferat să trimită un SMS. Eu știu, cine poate să știe spre ce ne vom duce? Sunt tot felul de utopii și distopii, adică utopii rele, despre cum ne putem izola unii de alții. Este o carte a lui Asimov care se cheamă Soarele Gol, în care pe o planetă oamenii se izolează și pentru că se tem de germeni, de agenții patogeni care, și corespondează, numai vorbesc numai prin televiziune, asta e tot, și urmașii se construiesc în cuve de... Vedeți că și internetul ăsta asta da, a făcut. Da. E o generație de copii care nu socializează. Și care nu mai știu nu să sunt, se joace. Ai 5.000 de prieteni virtuași, de fapt n-ai niciunul. Dacă te doare mâine capul, ți-e rău, caz pe stradă, nu te ridică nimeni. Deci, ce facem? Oprim? Nu oprim. Dar undeva trebuie să se respecte, zic eu. Să nu se respecte că, cine? Nu știu. Cum? Să se respecte să intimitatea, se o lege, să care, se respecte. Ce? Sunt conștientă că odată pornită... În 2030... N-ai cum să oprești. 2030-2031, spune un mare gânditor, Ray Kurzweil îl cheamă, care este electronist, medic, filozof și mai are 5 doctorate. În 2031 va avea loc
mariajul între Homo sapiens de protoplasmă, ăștia suntem noi, și inteligența artificială. Deci toate aparatele colegilor care sunt aici se intră în carnea noastră. Eu vă voi vorbi având un laringofon direct pe laringe, că va fi mai simplu, sunetele se formează probabil mai rete. În urechi și așa avem tot felul de dispozitive care ne ajută. Purtăm ochelari, nu? Purtăm ochelari cu toți. Deci o leacă Homo din aproape de lumea animală de natură, suntem încărcați de tehnologie și lumea se va schimba cu totul. În aceeași perioadă, deci 2030 nu e așa departe, vom fi toți pe acolo, în aceeași perioadă se va pune piciorul pe Marte, cu siguranță se va pune. Este un nebun splendid pe care îl cheamă Elon Musk. E născut în Africa de Sud și a făcut bani foarte mulți dintr-un sistem informatic numit PayPal și cu banii ăștia foarte mulți înarmează rachete pe care le va trimite cu oameni spre Marte. Sunt virtuali. Sunt solizi de toți. Sunt unul dintre oamenii bogați ai Americii și alți bogați ca el se vâră în aventurile astea. El a pornit pe mai multe planuri și imediat și-a găsit comunitate de mii de oameni super inteligenți care se merg cu el. Deci nu numai că vrea să trimeată 2030 o navă cu oameni, va contribui la asta, dar și NASA va fi în aceeași perioadă, dar etapa următoare va trimite o navă cu 100 de super inteligenți acolo, care vor rămâne. Și super inteligenții vor descurca și vor croșeta acolo ce-i de făcut pe Marte. Asta e una din lucrurile. Al doilea, se ocupă de electricitate la Tesla Incorporated și construiește automobile electrice, ba chiar și fără soferi. Uh-huh. Le-am văzut, foarte interesante. Tot acolo s-a pus la cale niște acumulatori pe care fiecare casă îi ține la subsol, sunt perfect făcute și cu ce pui solarele pe acoperiș, trimite energie și am destule acolo. Se vând deja la preț de frigider. Deci la preț foarte mic astea care sunt la el. Al treia idee a băiatului este în niște tuburi vidate între Los Angeles și San Francisco facem să meargă niște trenuri care sunt practic subte de vid și merg 1300 de km pe oră trenurile astea. Se joacă, dar a strâns lume foarte inteligentă jurului, are banii să-i pună în afacere, folosește sistemul ăsta crowdfunding care înseamnă strângi fonduri de la fiecare, puțin câte vrea să dea și lumea vrea să dea. Asta. Iar trenul ăsta pe care va merge folosind magneți supraconductori prin tuburile ăsta, este primul pas în construirea unei rețele subterane și suboceanice de trenuri care se va termina până în 2100. Până când îți vine un nebun din ăsta și desenează, spune tot ăsta și el e super inteligent și vezi că inginerii pământului se așează alături de el. Trebuie să-ți dea pe minte că se mai schimbă lucrurile. Cu siguranță se vor schimba. Pauză de publicitate, revenim. Am revenit. Georgia, te las pe tine să pui întrebarea pe care vrei să-i pui domnului profesor. Înainte să terminăm, înainte de pauză, vrei să spui ceva? Da, vreau să spun mai multe lucruri. Da, în primul rând, am tot urmărit discursul domnului profesor ca să pot să-l întreb despre paralela din a internetului ăsta minunat, de care toți suntem dependenți, da? Și puterea fantastică a minții, pentru că până la urma urmei, noi cu mintea noastră am creat acest internet și noi cu mintea noastră suntem în stare să depășim acest internet și viitorul pe care îl vedeți dumneavoastră este prin prisma științei, viitorul pe care îl văd eu este prin prisma evoluției, prin spiritualitate. Și dar nu se contrazic. Nu se contrazic cu siguranță, doar că unul este dependent de celălalt, pe când celălalt este total independent. De exemplu, viitorul meu
este independent total de orice fel de resurse de genul acesta, pentru că forța este în interiorul fiecăruia dintre noi. Forța este în mintea mea, în inima mea și în capacitatea mâinilor mele. Și dacă reușesc să stârnesc această forță extraordinară și să o trezesc și să o activez în măsura în care pot să manifest tot ceea ce gândesc, nu mai am nevoie de diverse device-uri și alte... Vă dau un răspuns lateral la o asemenea problemă. Vă gândiți că în viitor este foarte ușor să construiești niște câmpuri de forțe în care să locuiești? Îmi iau într-un dispozitiv ca ăsta la mine, și mă duc în taigaua siberiană, că discutam în pauză despre asta, și îmi construiesc în jurul meu patru pereți, tavan și podea în care mă izolez de restul lumii. N-am nevoie de ciment, de copac tăiat, de absolut nimic. Asta se poate face. Asta va veni repede. Vă dați seama că medicii nu vor să ia în considerație asta. Medicina urmează să propușească. Celulele stem pe care le avem din noi, date de atomul inițial, de evoluția materiei, cele care îmi repară orice cicatrice, măzgârii sau ficatul la triton sau la șopârlă crește și coada, astea sunt celulele stem. Le am pe șira spinării, le am peste tot. Le cresc în vase petrii, celulele astea totipotente, se cheamă, atotputernice. Ele se dezvoltă timp de 5-6 zile, își dublează, are loc diviziunea celulară și întâi se împartă în două, morulă, blastulă în 4, gastrulă în 8 și așa mai departe, puterea lui 2, și în ziua 5 au umplut vasul petri cu celule totipotente, luate din mine, din trupul meu. În ziua 6, știința zice, din motive necunoscute, se specializează. O parte devin celulele sistemului osos, neuroni pentru creier, hematii pentru sânge, ficat, și se specializează. Preluate cele pentru inimă, de pildă, exact la momentul ăsta, sunt ale mele, repet. Crescute încă și puse în miocard, în celulă, în mușchiul inimii, repară inima. Din nou, din motive necunoscute, fac legătura între vasele de sânge și între nervii de aici, toate merg în jurul lor și întineresc, practic, miocardul. Am văzut asta la un mare institut în Heidelberg, miocard construit. După cum am văzut, Georgia, o ureche crescută într-un vas. Așa. De ce din celule stem și de la pacientul însuși, ca sistemul imunitar să nu respire? Să fie același. Păi asta se urmează să se întâmple peste tot. Am văzut laringe construit, tot așa, pus într-un vas petri și construit acolo, la Institutul Karolinska, institut din Stockholm, ni s-a spus fără rușine. De la Stockholm până în orășelul Cutare vom construi o unitate cu 64.000 de locuri de muncă în care vor veni deștepții pământului pentru toate aceste tehnologii noi privind medicina nouă. Spuneți la voi acasă să vină la noi. Cu cinism ne-a spus asta. Fiecare pe limba voastră, de unde sunteți, spuneți la casă. E adevărat că la noi plouă și nici tot timpul, că avem o limbă imposibilă, dar plătim cele mai mari lefuri din lume și vrem să ajungem din urmă unitatea numărul 1 pe pământ, care este University of Singapore. Așa s-a schimbat lumea. Deci vă dați seama în fața cărui pas ne aflăm. Asta e medicina. V-am dat un exemplu aparent absurd din construcții. Toate bibliotecile pământului, că discutam, vor fi pe orice stick, din orice, da? Și mai întreb așa, dar de unde știm că internetul nu va intra în mintea noastră cu totul și nu vom telepatiza? Pentru este că aveți posibil. În cerceală de la ureche, aveți ceva și eu am prin nu știu ce în ochelar și sunt legat cu toate. De nu se spune că tot ce ne putem imagina poate să fie adevărat într-o zi. Dar, pe de altă parte, ce spunea Georgia, există inițiați care reușesc cu puterea minții puneți să mâna, facă toate acestea, să facă autovindecare. Puneți mâna pe carte și toată lumea e inițiată. E de ajuns. Nu, dar pot să se autovindece. Nu au nevoie de celula astea, nu au nevoie de... Pentru... către asta aștinde. Nu, câte unul, câte altul. Ăia însă, ca să miște dintr-un loc în altul, au nevoie de transport. Și ei au nevoie de căldură dacă sunt la undeva la frig sau de aer condiționat dacă sunt undeva la rece. Și așa mai departe, nu? Sigur, fericit sunt... Mintea mea ar reuși să mă ridic la nivelul acela la care eu să comand
organismului meu, celulei, să se vindece. Nu puteți. Să întinerească. Sunteți europeană și nu puteți. Da, cei care trăiesc în India, în nord, acolo, la Varanasi, la locurile, au altfel mintea făcută și ei să... Și călugării noștri din Ceahlău? Unii călugări din Ceahlău poate că realizează. Or fi fericiți acolo în Ceahlău? Cu siguranță dacă au ales viața asta. Fiecare dintre noi avem capacitatea să schimbăm alegerile oricând. N-aș schimba locul meu cu niciun călugăr din Ceahlău, nu. E alegerea dumneavoastră. Da. Da. Mă rog, eu cred că am șulbărit destul viitorul, ca să spunem așa, nu? Viitorul și... se construiește în jurul unor puncte fierbinți în care vin mai multe minți la oaltă, se lansează niște idei în jurul căreia se învârt și se croșetează mai multe tehnologii posibile. Sunt doar ideile, dar pe insula Atlanticron, dintr-un calcul pe care l-am făcut cu prietenul Sorin Repanovici, au fost mai mult de 12.000 de vizitatori în timp. Cei mai mulți dintre ei au terminat facultăți de prestigiu, sunt importanți pe unde sunt acolo, li se pare absolut normal că se întâlnesc cu un cosmonaut. Țin minte o fată venită din America, stătea la masă în fața mea, alese să ia să vină la Atlanticron și l-am prezentat pe Dorin Prunariu, pe, uite, el e cosmonaut. Săraca s-a necat cu ciorba. Nu mi-am gândit vreodată în viața mea. O să stau la masă cu un astronaut. Da? Asta ce se întâmplă acolo. Deci se poate întâmpla în mod natural. Da, cele mai ilustre creiere vin într-adevăr pe insula aia și te ajută și pe tine să te dezvolți și să reușești să tinzi către lucruri pe care la un moment dat doar le visezi. Pe de altă parte, văd că e loc acolo pe insulă și de altceva, nu numai de știința asta exactă și de fizică și de ce fac dumnealor. E loc și de... Absolut, absolut. Ce faceți voi? Sunt foarte, foarte multe ateliere care vin să completeze tot ceea ce înseamnă știința exactă. În primul rând sunt atelierele de dezvoltare personală pe care le ține Teodor Vasile. Da? Da, uite, Teodor Vasile iar este un... Foarte special. Special al nostru foarte special, aici. Da. Uh-huh. Pe lângă asta, bineînțeles, Bruno vine și el, Bruno Medicina vine și Bruno, ține cursuri acolo. Da, deci sunt mulți cei care sunt obișnuiți televiziunii care sunt acolo în tabără, pentru că sunt plaja de cursuri este extraordinar de mare și cursurile motivaționale, cursurile de antreprenoriat, cursurile de vizualizare lăuntrică, foarte multe. De asta am spus că nu sunt numai pentru copii. Noi am discutat foarte mult de cursurile pentru copii până într-o anumită vârstă, dar, de exemplu, anul trecut a venit președintele de la Regina Maria, care ne învăța diverse modalități de lucru cu sinele, tocmai vis-a-vis de ce povesteam, da, pentru autovindecare. Sunt cursuri la care vin oameni și de 60 de ani. Ne redescoperim într-o formă cu totul și cu totul expandată din punct de vedere mental și atunci, bineînțeles, că toate lucrurile, după ce pleci de acolo, e ca și cum ai fost într-o vacanță în care tot universul tău se reîmprospătează. Îți mai trebuie o săptămână să stai acasă să digeri. Da, exact. Și să le așezi așa pe sertărașe. Exact, exact. Dar de fiecare dată când se întâmplă focul de tabără, de la sfârșit, că e un foc imens, superb și artificiile spectaculoase, pentru că domnul Repanovici are grijă să fie un spectacol de artificii. E piroman, îi place să... Da, se sperie peștii, se sperie marinarii care trec cu vapoarele pe acolo și văd că o insulă aproape ia foc. Da. E fantastic de frumos. Îți pare rău. Deci, îți pare, copiii mei au plâns anul trecut când am plecat din tabără și hai să mai stăm o zi, te rog, păi unde să mai stăm, că s-a terminat tabăra. Cum spunea un băiețel, cred că era clasa a patra, așa, și se urca pe momentul de plecare de acolo, când barcă după barcă după barcă se duce cu toți aceștia 400, e un moment așa mai de melancolie. Și un băiat zice, tată, cum să facem noi să le ducem alora de afară lumea asta dinăuntru? Așa e de frumos. Un pic am greu, pentru că lumea din afară, în primul rând, trebuie să învețe să... Câte o părticică duceți fiecare, că uite, mai povestiți, da, că ne imaginăm și tot... Da, în primul rând trebuie să învețe să viseze.
Și să visezi atunci când încă nu ai ce să pui pe masă e un pic cam greu, având în vedere că vorbeam despre oamenii de la țară care sunt limitați în ce mâncăm, ce bem și ajungem în sfârșit la sfârșitul vieții cu cumulul lucrurilor pe care le-am mâncat și atât. Eu aș spune altfel. Eu cred că mai mult visează cei care nu au atât de mult de pus pe masă. Ar fi bine. Înțelegi? Asta e părerea mea. Da, asta e o teorie, că dacă trăiești o viață în mizerie, creezi mai bine. Și lumea dă, totdeauna mai bine, dar... exemplu, îi dă pe Eminescu și pe Mozart, care au trăit viață mizerabilă din punctul de vedere al calității. Dar genial. Am fost genial cu timpul. Mai multe genii au fost cu burta acolo decât cu burta plină, știți? Așa se zice. Da. E, nu le merge bine și acum. Da. Se poate filma acolo în planul sau când o să fie? De-a lungul anilor ăstora eu am făcut multe reportaje. Ele sunt pe internet. Căutați Atlanticron și puteți să găsiți o mie de lucruri interesante care sunt acolo. Și de fiecare dată sunt noi echipe care vin, care se alătură celor vechi. În fiecare an, Aurel Cărășel face jurnalul taberei filmat, care se dă seara pe ecranul mare din Amfiteatrul Mare, care amfiteatrul e între copaci, nu altceva. Și se întâmplă mereu. Se întâmplă mereu lucruri frumoase acolo. Da, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc din suflet. Eu vă mulțumesc. Georgia, mi-a făcut o surpriză extraordinară. Mă bucur. Profesorul cu acest. Sper să mai veniți la noi. Cu mare plăcere. Citiți Știință și Tehnică, veți vedea și reportajele despre Atlanticron, dar și momentul în care 6 oameni de la revistă vor merge în Statele Unite. Mergem să vânăm eclipsa de soare americană. Eclipsa americană va fi în 21 august și o să o transmitem de acolo în direct, sper. Se va vedea și în România? Eclipsa nu se va vedea în România, noi vom transmite imagini de acolo. Uh-huh. Se vede numai... N-au avut eclipsă totală de soare din 1776. Deci e un fenomen. E un fenomen și în stilul american toate locurile sunt vândute la toate hotelurile de la Seattle de sus până deasupra Floridei jos, o bandă lată de nu știu câte 70 de kilometri, mi se pare, și toate locurile sunt vândute, va fi în stilul american o mare tăvăleală, un mare show așa, în care lucrurile vor fi scumpe, va fi foarte interesant, fără discuție. Merge și colaboratorul nostru, Dumitru Purnaga, în aventura asta. Uh-huh. O să fim cu ochii pe dumneavoastră. Da. Unde vom putea vedea pe... unde aveți noastră emisiunea, o să dați sau să dați pe un o să și la Radio România vom transmite în direct și dacă avem operatorul cu noi, TVR-ul va prelua. Oricum, când ne vom întoarce, vom face un film mai cu aparatele pe care le luăm noi și va fi un reportaj în Știință și Tehnică. Numărul din octombrie al Știință și Tehnică, poate chiar cel din septembrie, va fi integral despre Știința și Tehnică în Statele Unite. Uh-huh. Asta încercăm să facem. După care alții și altele și altele. Ok, mulțumim încă o dată, mulțumesc mult. Eu mulțumesc. Dumneavoastră vă urez să aveți o săptămână bună, să găsiți fericire în suflet și putere în trup, să treceți peste săptămâna viitoare. Ne vedem vinerea viitoare la aceeași oră. La revedere!